Da, bună, bună, youtuberilor, gașcă, am zis că fac orașul pe noapte, să văd Adel prin mai șmecher. După zi, nu știu, mi-a aruncat afară, am zis că mă duc acum după GPS și mă duc până în orașul vechi pe GPS, că m-am cam aruncat afară în primul. Două, trei străzi m-am trezit că tot mă arunc, că mă arunc afară din oraș. Normal, acum mă duc pe GPS, pe cum vedeți cât e ceasul. Ora 8, la voi în România 9, deci sunteți în pat. Eu sunt încă la treabă. La treaba aia de omul la care nu lucru. Eu lucrez și noapte. Uite, din dar pentru filmări. Și alte chestii. Mă bag aici. Asta dacă mă bag aici, da. Mă bag aici. Să mă duc roată, oare a fi ceva mai important? Hai să mă duc roată, da, mă. Hai să mă duc, dacă lumea mere. Tăceți. Nebunilor. Așa sunteți voi. Da, merge pe aici, că văd că prea multă lume merge. Poate e ceva. Mamă, iară labirinturi de terase, mâncați al sufletul tău. Iară trec printre ei, astea nu-mi plac. Labirinturi de terase, trece Mircea cu geanta după ei. Cu geanta aia lui, moșcăciu. Uitați. Muzeul de scoici, mâncați-a, și uitați aici. Muzeul de scoici, scoici, tot felul de scoici, tot felul de dimensiuni, tot felul specii, tot felul. Aici sunt manevre. Aici e muzeul de scoici. Tot felul de combinații. Uitați ce frumoasă mese. Foarte frumos. Uite ce frumoase sunt podobite. Normal că se cere 20 de ore pe cafea. Uitați câte lume e la terasă. Mi-a zis și mama, mi-a sugerat să filmez așa. Nu poți, că dacă filmezi așa, își dă seama lumea că filmezi, știi? Mamă, mamă, unde m-a băgat între terasă, mâncați așa, și pe stânga, și pe dreapta. Și dacă filmezi așa, zici, știe lumea că filmezi, știi? Și atunci e mai indignată. Dar dacă filmezi așa, ca și cum crede că vorbești cu cineva la telefon. Știi? Am zis, te vorbești pe speaker. De asta am spus că dacă întreagă atenție, nu mai pot să fac filmări. Cam să vedeți cum se vede de aici, de la terasă, de la un scaun, cum mănâncă ei. Uitați, cum mănâncă ei, cam ce văd ei. Asta e partea nordică a orașului. Asta e partea nordică a orașului, adică pe aici o să plec eu mâine, când plec ieri din oraș. Acum urc spre sud. Ați văzut pe GPS, v-ați dat seama. Da. Asta văd ei. Deci, priveliștea, o plătești. De acasă, din apartament, când deschizi geamul, la orice etaj, te uiți, vecinul tău e în fața ta. Și aici, ca să nu mănânci cu vecinul tău acel al geam, vii și te pui la masa asta și te uiți acolo sau acolo. Nu vezi mare lucru, doar altă înfățișare. Altă înfățișare și alte chestii. Înțelegi? Dar totuși contează. Contează că ești, uite, ce mai... Acum intrăm. Intru, vezi, după cum văd acolo și castelul, adică fiind colțul și de acolo mă duc în sus. Vedem cam cum arată centrul. Dar stai că mă bag direct pe la vechi, nu? Nu mă bag eu pe jucării, pe vechi. Asta e capătul și înseamnă că eu trebuie să urc pe strada asta, da. Și să-mi unesc străzile, văd că am aici o unire de străzi. Vedeți, zic, 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 labirint, adică strada asta, mamă, mamă. Mircea, aici sunt. Și acum mă duc pe strada asta drept și mă unesc pe toate străzile, adică toate străzile care îmi dă în dreapta, stânga, dreapta, stânga, deci să nu mă duc din pe strada asta. Să nu mă duc de pe strada asta. Asta e strada principală care mă scoate în toate manevrele. Deci să nu mă pierd, că dacă nu, asta e strada. Dacă nu, ce mai pe GPS? Prinde magazine, becuri. Ce e aici vara când e turist? Doamne, efect! Păi mi-am dat seama cât e de spațioase parcurile. Anumite lucruri mari, parcări. Mi-am dat seama că aici e plin. Uite ce face ăsta. Aici altă stradă. Aici altă stradă.
Uite asta, strada asta ce unește toate străzile astea. Strada asta unește toate străzile. Tot este cu un end la sfac la capăt. Deci poți să intri de pe o stradă pe alta, că am văzut că sunt cercuiri, dar nu poți tot pe strada asta merg. Aici stau oameni. Mamă, mamă, ce se aude. Am tras umbrela. Foarte mulți nemți. Grație. Ce se uită ăsta la mine? Ce se uită ăsta la mine, mă? Nu mai văzut un om. Mamă, s-a întors și s-a uitat. Mai un pic m-a întrebat ceva. Da, altă stradă. Asta e drumul principal pe care vin și se duce. Așa. Altă stradă. Asta fac pariu că are undeva o viziune. Hai să... Da, nu. Nu că știu ce pe cealaltă parte. Nimic. O să fii mai sus ca să vezi și pe cealaltă parte. Aici te lasă. Deci ăsta e drumul meu care trebuie să ies afară din... Asta e. Da, deja sunt pe capăt. Pe capăt, deci nu am voie să mă duc. Aici mi se înfundă. Trebuie să ies pe asta. Mă duc înapoi. Trebuie să mă duc în, cred că asta. Da. Asta. A, de aia a fost și cu lumină, vezi, n-a fost degeaba. Deci fiind altera principală. Mă vedeam eu. Aici. Fiind altera principală a orașului. Prinde inimioare. Bun, și de aici mai mergem. Uite ce frumos e. Ce frumos e restaurantul ăsta. Wow, mamă. Hai, mă, du-te, tătucă. Ce frumos e, vezi? Și vine pe partea asta și uite că e o stradă întunecată lângă ea. Adică întunecată, așa e că... Bun, și acum mergem înainte. Pe strada asta trebuie să mergem înainte. Sau... La dreapta. Trebuie să ne decizem. Mai e o punte de legătură la catedrală, da. Deci asta e intersecția. Deci asta e intersecția unde trebuie să iau la... No. Aici trebuie să iau. Da. Și pe strada asta întunecată. Unde sunt tati? Ce s-a întâmplat? Și pe strada asta întunecată. Vedeți, trebuie să mă duc până aici, unde să cobor la castelul, da. Pe strada asta. Hai să ies și cum e, cum arată așa, aici. Ăsta e centrul vechi, fraților. Asta e centru vechi, tati. Centru vechi. Centru vechi, tati. E centru vechi. Ioi, spatele. Mamă, mamă, păscări. E bună treaba. Deci, m-au băgat băieții păscări să urc sus, să urc sus la catedrală. Uitați. Să vă, bine mă duc. Dar că bine mă duc. Nu greșesc așa când e urcat. Când e coborât, mai fac greșelile ăștia. Mamă, mamă, de unde m-am băgat pe strada asta? Mai am. Mai am. Până sus, ce? Cât mai am? Mai am până sus.
până sus, că ei venim. Ei venim, aici sunt picioarele și ai prostul cele care. Mamura. Ia. Cred că e, mă duc în dreapta sau în stânga. Da. Am să le mugelom. Să o luăm în... Ăsta e vechea trestie. Este. Exact. Ăsta e. Vedeți. Dacă mă duc aici, mă duc pe o arteră. Deci ăsta e drumul meu. Nu-i bine ceva. Apri la porta, devi rispegnere piscina e viale. Nu e bine, che cobore. La biserica asta vrea să ajung. Che sumarai iare, società traccia di muro. Biserica asta, am intrat eu pe aici, m-am băgat pe biserică pe partea asta, știu. Pe aici am intrat eu, pe alte filmare. Da, asta e până castel și aici e biserica. Da, știi, uite, vezi, aici e biserica închisă. Păi am filmat aici, mă. Păi tot... Eu nu aici vreau să mă duc, pe aici. Păi tot aici, tot afară mă aruncăm, mă. Păi stai, tot centru, dacă mergem încolo, eventual, mi-a prindeam ceva străzi. Come on. Nu. Nu se poate. Asta mă, nu sunt arne GPS. Nu, stai mă. Am dus sus și mai sunt niște străzi care am fost pe cealaltă parte, mă. Nu înțeleg eu ce e aici. Dar e bun, asta e biserica, am fost înăuntru și am filmat-o în a doua parte. Adică când era pe ziua. Cam asta e, băieți, cam astea străzile. Cum am urcat, cam așa stau. Uitați acolo scări. Deci până vede jos, pai de mie, să urci, uite așa am urcat eu, nu, ăștia urcă, n-au nevoie de gym, de sară, de spor, n-au nevoie, frate, că ăștia fac exerciții în fiecare zi, mă, pe la bârfe, și când merg la bârfe, că e deschis și biserica, perfect, tragem cadrul și biserica, pe noapte, ia să vedem, am intrat odată în casă, da. Fac așa o tură așa, care l-am făcut în ziua cum arată, dar vreau răpă noapte. Și mă întorc de aici. Și aia m-am întors. Acum mă întorc. Și ieșim afară pe ușa aia. Am și intrat. Am ajutat. Da. Am intrat și în biserică. Am ajutat. Am deschis pagina la Regi. 14:21. Da. Și de aici mă vârteară ca Titi Ribelu pe lângă biserică și ăsta e orașul. Ce arată străzile alea prea multe acolo, e parcul
și castelul, că la zi nu putem intra înăuntru. Cam ăsta e centru vechi, e frumos, ca oraș, e frumos, dar nu e, uite, nu e asta. Pentru mine, dacă nu e asta, nu e chestia aia, știi? Așa și eu pot să fac și toată lumea putem să facem. Să facem, să vopsim un tavan sau un placaj. Poți să vopsești un placaj la lipit pe casă și ți-e casa vopsită. Nu trebuie să vopsești casa, vopsești placajele. Când te saturi de culoare, schimbi placajele sau le întorci pe cealaltă parte. Iată ce frumos cu becicul. Foarte frumos. Da, și am ieșit afară, am intrat din nou, am explicat într-o parte și chiar am ținut să... Mamă, apă, da, mă, trebuie să-mi iau apă, mă, man. Mai am puțină suc din ăla și... Nu l-aș arunca, dar l-aruncă după aia nu mai dorm. Da. Bine, apă de pe asta, tăi băieți. Bem și de la, intrare de la Moșmandina. Uite. Da, nu mi-a pus asta, să pui sticla, știi? Că nu o țin mână. Da, băi, după cum vedeți, mi-am luat apă de la castel. Thank you. Deci, scări, aici un parc. Aici un parc șmecher. E, în parcul ăsta am stat astăzi. Da, în parcul ăsta am stat astăzi. Ăsta e un parc șmecher, frumos. Azi că mă culc aici, dar am zis că nu. Mă culc că aici e multă lume, da. Am ajuns aici. Chiar am povestit că scările astea îmi erau fetele pe acolo, dar nici uduc că am coborât eu pe aici. Da. Astea sunt pe noapte. Și acum smerem încet, tăpă GPS, spre plaje. Spre plaje. Mamă, dar stai așa. Da. Eu nu mai știam pentru ce filmez acum, știți? Am filmat un scurtmetraj pentru TikTok. Vedeți, orașul e destul de liniștit, din 20 de mese, 3 pline, 3 cu clienți și eu acum caut să mă duc spre sud. Da, în sud mă duc, acum țin sudul ca să mă duc înapoi la Piatra. Că am văzut că acolo e loc bun unde să mă culc, adică nu o să fie gălăgie acolo. Nu că o să fie, mamă, ce loc perfect o să fie, nu o să fie gălăgie acolo. Turiști nu o să vină să-și facă noaptea poze, că noaptea nu se vede. Piatra aia, uitați cam cum se arată. Hai mă, nu actualizări. Vedeți cum se vede strada. Da, uite, vedeți, cum uitam la GPS să văd unde mă duc, să nu mă duc după aia. E bun, da. Că eu trebuie să cobor aici, vedeți? Aici trebuie să fie, unde e poza asta, trebuie să cobor până aici, pe linia asta și mă duc să mă duc sus. Și de asta țin drumul ăsta. Aici castelul, am trecut pe lângă el astăzi, am fost cât aproape de el, pe filmarea prima. Și exact și pe aici am coborât, mi se pare. Da. E un oraș foarte frumos, șprihând doi cipi aici. Mă, ăștia nu mai bagă din cărcat telefonii, mă, baga bon s-o făcut, mă. Măi, baga bonților, mă, cereți pe câte un suc, 2 euro. Și la magazin, la mercat, 80 de cenți, 2 euro, cereți pe câte un suc. Da, și puteau apă din aia mică, 85, 90 de cenți. Magabonților, uite aici, obrigei, mă nervam, îi agățam, e pe masă. Oricum, nu mai stă nimeni acolo, îmi spar manevrele. Da, după cum vedeți, lumea acum vine, bă, într-un fel, după cum îi cunosc așa, cam turiști și ce-au mai rămas, așa, s-au băgat în alte domenii, așa, cred că au altă vacanță, sunt nemți, sunt foarte mulți, nu știu cum îți la ăștia vacanța, dar am văzut foarte mult, bineînțeles, și 2 zile, 3, și asta zic că, nu știu ce ar putea fi, dar așa, pe ei, că sunt foarte puțini, mă, nu mai cu... I-am văzut acolo, pe partea jos, la faleză, pe acolo trebuie să plimbă, pe la port, acolo se plinge barul, restaurante, barul de ei, barul restaurante de ei, astea sunt turiști,
ce este aproape. Aici e toată partea asta turistică. Toată partea asta e turistică. Aici nu vine Iisus, că știe ce e aici. Aici vin turiștii. Asta e partea turistică. Băieții ne-au încărcat încărcătorul. Îs partea care nu e mai turistică. Adică partea orașului. Aia e partea orașului, fiind portul și multe combinați. De-aia am fost aici, mă. Bă, da, zăpăcit îs, mă. Păi mi-am încărcat telefonul, mă. Și ce n-am urcat eu pe aici? Și mamă, ce țăran îs. Vezi dacă nu cunoști orașul. Se pare că acolo mi-am încărcat eu, mă. Exact acolo. Come on, man. Mi-am fost aproape. Aia, dar trebuie să intru să fac plimbare. Plimbare cu telefonul. Da. Hai să vedem. Unde ducem? Pe bombă, iară. Mamă, mamă, dar e mult până la linia galbenă, mă. Trebuie să o iau un... încolo. În stânga. Trebuie să iau în stânga mult. Și cobor pe partea... cealaltă. Da, mă, băieți, cam asta e pe la mine. Cam ăsta e orașul, cât ați putut vedea, atâta s-a văzut, am încercat în 3 manevre și am dat și pe noapte, am mai făcut și pe zi, deci mi se pare că nu prea mi-a dat mie prea mult orașul, era, cred că, nu că era, era foarte mic și foarte repede treceam până el. Da, băieți, cam asta e, nu e mai departe. Uite, direcțiuni, mi se pare că aici să iau. Nu, mai eu pe aici trebuie să mă urmă. Da, mă, să cobor la linia. Cobor la linia galbenă și pe aici la linia galbenă să cobor. Mm-hmm. Nu, mă duc de aici o parte, una, două, trei străzi. Da, mergem pe aici. Asta e orașul nou. Băieți, asta e orașul nou. Și acum caut să ajung la partea cealaltă, unde e, unde e muntele, dacă să cobor jos și să stau acolo pe seara asta. Cam asta e, băieții, de-aia ei nu prea să înțelegeți prea multe, e un oraș ca oricare altul, dar anumite străzi, anumite case nu diferă față de locul în care sunteți. E tot, scoți oameni, și aici trăiesc oameni, și aici sunt terase și restaurante și credeți mult mai multe ca la voi în oraș. Aici locurile astea turistice, n-ați văzut voi ce Italia, am văzut eu mai bine ca voi. Tot e turist aici. Tot, pe unde am umblat, tot e turist. Deci aici se strică bani grei pe turist. Foarte, foarte, foarte mulți bani pe turist. Da. Asta e, băieți, asta e cu filmarea de astăzi. Cam atât pe astăzi, atâta s-a putut astăzi și ne auzim. Asta e vieste, ce s-a putut, am tras, ce nu. Altă dată m-am pupat și ne auzim la următorul video cu alte povești. M-am pupat, toată.